Parcul central și piscinele din oraș au fost neîncăpătoare pentru gorjenii care, sătui fiind de căldură, au încercat prin diferite mijloace să scape de razele soarelui. Fie că vorbim de tineri sau persoane în vârstă, toți s-au răcorit în apa rece din bazinele ștrandurilor. Ai venit la piscină să te recorezi? Da. Pe căldura asta. Cum e apa? Abia am ajuns. E cam rece. Cred că au schimbat-o acum recent. O să te-ai dat cu creme de protecție? Ți-e frică să nu te ardă soarele prea rău? Mi-e cam frică. Cât de des vii aici? Aproape zilnic. Ați venit la piscina? Da. Nu mai răcoriți? Puțin așa, da. Cum e vremea? E foarte frumos. Și apa cum e? Eu sunt cam rece, dar nu are nimic. Nu mai bună pe căldurile acestea? Da. La strand. Cum e apa? Foarte bine, e caldă. Vii zilnic aici? Da. Este una printre metodele tale preferate de a scăpa de căldură. În timp ce tinerii și-au îndreptat toată atenția către ștrand, mămicile cu copii mici au preferat însă umbra copacilor din parc. Ați ieșit în parc? E mai răcoare? Da, e mult mai răcoare în parc decât la soare. Suntem în parc la plimbare. Aici e ca un fel de zăvoi care e umbră și te relaxează, te răcorește. Chiar dacă pe moment o bălăceală ne poate scăpa de căldura de afară, specialiștii susțin că trebuie să avem în vedere faptul că soarele din timpul zilei este cel mai periculos și că trebuie neapărat să folosim creme cu protecție solară chiar și atunci când stăm în apă.